Pe măsură ce războiul din Ucraina intră în a doua lună, Rusia încă nu a reușit să cucerească cele mai mari orașe ucrainiene și acum încearcă să împartă Ucraina în două. Șeful serviciilor de informații militare ucrainiene spune că Rusia dorește să împartă Ucraina în două, așa cum au fost create Germania de Est și Germania de Vest după cel de-al doilea război mondial. Rusia declară că obiectivul său principal acum este să preia controlul asupra regiunii de Est, Donbass. Forțele ucrainiene au eliberat mai multe sate din jurul Harkivului, în est și lângă Sumi, în nord, amenințând liniile de aprovizionare ale armatei ruse. Forțele ruse au continuat să lovească orașul port strategic Mariupol, necesar pentru a lega zonele rusești în est și sud. În orașul de vest, Liov, Rusia a lovit depozitele de combustibil și infrastructura de apărare cu rachete. Adresându-se națiunii sale, președintele ucrainian Zelensky a acuzat Occidentul că nu are curajul de a-l înfrunta pe președintele rus Vladimir Putin, cerând NATO să sprijine Ucraina cu mai multe arme. Primul summit de la Negev s-a încheiat luni cu declarații ale miniștrilor de externe ale statelor arabe care sunt parteneri în acordurile Avram. Au participat Statele Unite, Israel, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Maroc și Egipt. La încheierea summitului nu a fost făcut niciun anunț comun. Antony Blinken a evitat cu desăvârșire să vorbească despre posibilitatea semnării unui acord cu Iranul. În schimb, a vorbit despre importanța jocurilor de fotbal pentru promovarea păcii și înființarea unui muzeu. Absența unei declarații rezumative comune indică faptul că discursurile nu reflectă discuțiile care au avut loc în spatele ușilor închise între cei șase diplomați. Se poate aprecia că există diferențe mari între discuțiile și declarațiile finale ale miniștrilor. Deși miniștrii de externe au atenționat Statele Unite și au cerut garanții privind acordul nuclear și chiar modificări ale acestuia, au ascuns totuși disputa generată de posibilitatea ca America să ofere noi concesii Iranului. Au abordat un alt subiect comun convenabil, situația palestiniană. Organizația teroristă Statul Islamic ISIS a revendicat atacul terorist din orașul Hadera, ce a avut loc duminică seara, în care doi polițiști israelieni au fost uciși și alți 12 răniți. Cei doi polițiști de frontieră în vârstă de 19 ani au fost uciși de doi teroriști afiliați ISIS, care aveau cetățenie israeliană. Agenți speciali ai forțelor speciale israeliene, care se aflau în apropiere, i-au ucis pe cei doi teroriști. Aceștia erau înarmați cu arme de foc și echipați cu veste antiglonți. Reuters a raportat că ISIS a revendicat atacul pe platforma de mesagerie Telegram. Un total de 12 răniți au fost internați la spital, dintre care 7 au fost tratați în camera de urgență și eliberați la domiciliu. Una dintre victime este în stare foarte gravă, alta este în stare moderată, iar două sunt în stare ușoară, a declarat spitalul. 5 dintre victimele rănite în atac erau încă internate luni la Centrul Medical Hillel Yafe din Hadera. Tensiunile în Israel sunt în creștere după o serie de atacuri teroriste în zona Ierusalimului și uciderea a 4 israelieni în Be'er Sheva de către un terorist islamist. Luna musulmană Ramadan presupune de obicei o creștere a violenței islamiste și acte de terorism în Israel. Teroriști extremiști islamici din tribul Fulani sunt suspectați că au ucis 32 de creștini și 2 soldați în timpul unui atac recent din Nigeria. Morningstar News relatează că pe 20 martie, un grup de 100 de islamiști radicali au atacat orașul Kagoro din statul Kaduna din nordul Nigeriei. I-au distrus aproape 200 de case în 4 zone separate și posibil au răpit o femeie. Samuel Aruan, comisar de stat din Kaduna al Ministerului Securității Interne din Nigeria, a declarat că printre morți se numără și 2 militari. Aruan a spus că 7 persoane grav rănite în timpul atacului primesc tratament la spital. 32 de magazine au fost incendiate împreună cu avariile produse la numeroase vehicule, deoarece atacatorii au declanșat violențe în întreaga regiune. Pastorul John Joseph Hayab, președintele Asociației Creștine din Nigeria, a declarat că toți creștinii sunt îndurerați, cităm, de uciderile continue, răpirile, banditismul și răul de neimaginat care se petrec în statul lor fără încetare, fără ajutor substanțial din partea guvernului și a forțelor de securitate, încheia citatul. Alpha.